La această ședință ordinară se pare că avem și un invitat la această ședință, domnul Miclăuș Mihai, mereu prezent la toate ședințele de altfel. Aș vrea să am rugămintea noastră să fim concreți pe punctele de pe ordine de zi, deoarece mare parte sau toți primarii din județ sunt convocați la ora 15 ca o ședință și trebuie să arunc și eu. Doamnă Petreta. Bună ziua, domnilor consilieri. Bună ziua cetățeanului comunei Buhoci. Ați avut la materialele ședinței procesul verbal ședinței. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt discuții, spuneam la urmă. Cine este pe? Da. Mulțumesc. Am dat un semn să te dau pe ședințe. Domnul da. Bună ziua, doamnelor, domnilor, consilieri, colegi și invitați. Conform dispoziției primarului numărul 139 din 26-8-2021, ați fost convocați pentru data de astăzi la ședința ordinară cu următoarea ordine de zi. Proiectul ordine de zi privind convocarea Consiliului Local Buhoci în ședință ordinară pentru data 31-8-2021 la Paci, la sediul primăriei unde suntem. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de asistență socială și protecție copilului, Comuna Buhoci, inițiator Cristof Cristian Cuman Comunii. 2. Proiect de hotărâre privind participarea OAT la elaborarea studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii de serviciul public local de călători prin curse regulate în municipiul Bacău și zona metropolitană, regulamentului de serviciu, a documentației de atribuire și la elaborarea unui studiu de trafic pentru tren urban. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, domnesc facii electorului 2. 4. Proiect de hotărâre privind primirea OAT Bereș Bistrița, în calitate de membru Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP și modificarea actului constitutiv și a statutului acestea. Inițiator primarul comunei, Cristof Cristian. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării OAT Comuna Buhoci în Sistemul Național Electronic de Plată Online și contactul și Buhociul utilizând în cardul bancar. Inițiator primarul comune? Da. Inițiator. Am sărit un punct mai. Este 3 ani. Scuze. Inițiator Iftime Claudiu, lider de grup și consilierul său. Sunteți de domnului Iftime. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Buhoci, județul Bacău. Inițiator Cristof Cristian Cuman Comunii. 7. Proiect de hotărâre privind amenajarea unui adăpost public pentru câinii fără stăpâni. Inițiator primarul Comunii. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunii Buhoci. Inițiator primarul Comunii. 9. Diverse. Aici mai e ceva sau... Dacă se mai înscrie ceva, mai sunt... Aș vrea punctual să aduc la cunoștință instituției primăriei faptul că în urma unor sesizări venite din partea cetățenilor din satul Gospinești către instituțiile statului, în speță Apele României și Guvernul României, au venit răspunsul la acele sesizări și o să vreau să aduc la cunoștință răspunsul. Deci vă scrieți la discuție. Da. Domnul Ocanu? Așa, domnul Ocanu. Da, mai avem de introdus un punct pe ordinea de zi.
Mai exact, rectificare buget. Dacă sunteți de acord. Suplimentarea ordinei de zi. Cine este pentru? Da. Domnul președinte, și eu așa că aș dori o luare de cuvânt la capitolul diverse, dacă îmi permiteți. Sigur. Rugămintea mea e să discutăm strict, da? Supunem la vot, da. Supunem la vot, ordinea de zi. Suplimentar. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor și asistență socială cu protecția copilului. Domnul primar? Simplu. S-au procedat la respectarea hotărârii Consiliului Local, în speță. S-a întocmit acea strategie, a fost dată spre consultare, spre timp, a avut termen acum, până astăzi, dacă aveți modificări. Sunt ceva modificări, ar cineva o idee, vrea cineva mai... Dacă nu sunt discuții, supune la vot. Cine este pentru punctul mă rog? Așa vă vreau, dacă lucrăm la față, o sunteți, parcă. Da, până aminte. Da. Da, corect. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind participarea la TET, voastră, de elaborarea studiului de oportunitate, fundamentate în delegare în gestiunea serviciului public, local, călător. Aici, după cât îi văd, nici eu nu prea am înțeles chiar, dar domnul primar mi... Una cu voci face parte din zona metropolitană și la nivelul zonei metropolitane, din partea municipiului Bacău, în colaborare se încearcă implementarea unui proiect de transport public extins, să zicem așa, prin tren urban și urmează să facă niște studii la care avem și noi cotă parte. Cum ar fi chiar tren, că asta l-am înțeles. Deci trenul la dealul mare, da, inițial de domnul vizitiv. Da, vizitiv. Da, inițial de domnul vizitiv. Da, da, vizitiv. Discuții? O completare. Domnul primar Viziteu este inițiatorul acestui proiect și nu se referă doar la acel tren urban, ci la un sistem mai amplu de transport comun. În comun. Îmi pare rău, am citit aici. Inițiatorul proiectului este chiar pentru trenul urban. Haideți să vorbim proiectului de la Bacău. Sunt ajutorul domnului Viziteu. Cu siguranță că da. Da, sunt discuții, nu sunt, dacă nu sunt supărând la vot, cine este pentru, dar noi îți vreți un tren, cum avem de toate. Eu vă spun mai plecat decât vă. Putem să nu susținem proiectul domnului primar, măcar cu asta. După cum v-am spus, punctul 3 se leagă tot de punctul 2, domnul primar, cam așa, tot zona metropolitană. Da, domnul primar, da. A fost o ședință a membrilor asociației și s-a propus modificarea statutului și ca acest statut să poată fi aprobat de asociații, trebuie să fie aprobat de consiliul local membrii în asociație. Domnesc, e ceva normal și corect. Supune la domnul Iftin, sunteți atent. Vă ascult și am auzit, dar trebuie repet. Aveți ceva de adăugat? Nu, mulțumesc, sunt de acord. Supunem la vot cine este pentru. Mulțumesc. Împotrivă, abținere. Da. Trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind primirea UAT Berej-Bistan în calitate de membru. După cât știți, sunt în asociația asta. Sunt mai multe comuni, bănuiesc că aderă și... Da, vrea să aderi cu aprobarea tuturor membrilor. Dacă îi dăm acord, bineînțeles. Cât sunt mai multe OAT-uri în cadrul asociației, probabil că și costurile se vor împărți. Da, și este mai bine.
Da, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Trecem la numărul 5. Am spus când ne-a citit deputatul. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării luate urma cu voci în sistemul național electronic la plată online a taxelor impostul, așa. Inițiator, domnul Liger. Aveți cuvântul să-mi iau. Nu este Liger. Nu este Liger. Așa. Liger. Nu mai este Liger. Vă rog, mă spuneți la domnul Cam. Da. Liger. La momentul de pune proiectul la Liger. Sunt președintele filiale, domnul Mocanu. S-ați liniștit. Domnul este liber. Sunt președintele liber. Nu, dar eu am spus că să vă liniștesc puțin. Nu, dar eu am spus că sunteți liber. Nu, nu, dați. Sunt liber, într-adevăr. Sunteți liber, nu? Exact. Vedeți că înțelegeți greșit. Dar am spus eu că mergeți de treaba la facultate. Domnul Mocanu, dacă începeți cu prostiile astea, vă faceți numai de servici. Vă spun sincer. Mă uimește să văd că vă deranjează zilnic faptul că eu sunt student. Eu am spus că sunteți liber. Aranjez, fac și masterul, domnule. Da, 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 da. Chiar vă rog să ieși și domnul Mocanu. Nu, dar... Ziți-vă, cuvânt aveți 3 minute din partea... Mulțumesc, președinte. Vă rog frumos să nu mai permite să fac astfel de remarcă. Mai puțin cu ordinea de zi. Dacă mă intervine, îl aduc să aduc un bidon cu apă. Așa, trimiteți-l cât mai departe. Așa, proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării UAT cu Comuna Buhoci în Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar. Având în vedere referatul de aprobare, înaintat de domnul Ictime Claudiu, lider de grup și consilier local în cadrul Consiliului Local Buhoci, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de... Aici sunt doar liniuțele, nu sunt completate. O să fie completate ulterior. Le sunt deja astăzi. A, aici nu le am eu. Eu am dat o copie. Dați-mi, vă rog, acea copie ca să nu, de, să nu dezinformăm. Vă dau ordinea, și vi-o dau înapoi. Da-ți-l, domnule. Aici era funcțială. Da? Deci nu plec... Așa, prevederile articolului 3, articolul 4 și articolul 10, alineatul 2 din hotărârea de guvern numărul 1235/2010, privind aprobarea realizării Sistemului Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar. Prevederile articolului 2.2.3, litera B, din OMCSI, din numărul 168/2011, pentru aprobarea normelor metodologice privind Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar și prevederile articolului 36, alineatul 1 și alineatul 9, articolul 45, alineatul 2, literat din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001. În baza articolului 45, alineatul 6, citesc puțin mai repede, că am înțeles că se grăbește domnul primar să ajungă la ședință. O să mai sări. Nu putem sări, domnul consilier. Așa, din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, propun. Articolul 1, se aprobă înregistrarea UAT Buhoci. UAT Comuna Buhoci, Sistemul Național Electronic de Plată, online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, SNEP, așa se numește pe scurtat. Articolul 2. Comisionul bancar în cadrul plăților online a taxelor, impozitelor și altor venituri ale bugetului local, efectuate utilizând cardul bancar, va fi suportat de. Și aici avem două propuneri pentru dumneavoastră. Alegem în consecință. A. Propunerea 1. Contribuabil. Adică contribuabilul este cel care plătește acea taxă în momentul plății acelor taxe prin sistemul bancar. Da? Contribuabilul pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii de plată, care poate fi bancă sau orice alt furnizor de servicii din acest domeniu. A doua propunere este ca UAT, Comuna Buhoci, din bugetul local să suporte aceste cheltuieli pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul sau de furnizorul sau de servicii de plată. Articolul 3. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei Buhoci prin compartimentul financiar contabil. Înregistrarea în SNEP se va face în perioada septembrie-decembrie 2001, adică 2021, iar contribuabilii vor putea plăti online începând cu data de 01.01.2022. În consecință,
am gândit-o pe, împreună cu doamna secretar pentru a oferi serviciilor de specialitate timpul necesar implementării acestui proiect, un timp util și să nu punem... Un timp realist, că inițial pusese doar o lună, nu aveau timpul necesar, am colaborat foarte bine de data aceasta cu doamna secretar și a reieșit acest proiect care cred că îl veți și vota în consecință. Întotdeauna ați colaborat. Întotdeauna. Domnul. Trecem peste ranchiunele personale ale domnului consilier. Rugăm domnului consilier să-și exprime modalitatea de, adică să-și exprime opțiunea pentru plată. Dacă domnul consilier exprime v-a expus două posibilități. Da? Deci suportă contribuabilul sau OAT-ul. Oricum și OAT-ul va suporta ceva. Deci, eu vreau să fac remarca. Este o remarcă, costurile sunt împărțite între contribuabil și OAT. OAT-ul plătește o parte din comisioane, contribuabilul plătește partea lui din comisiune. Adică banca, contractul, din ce știu eu, se face un contract cu o bancă și fiecare își plătește partea din comisiune. Deci nu există la alegere că unul plătește doar OAT-ul sau doar contribuabilul. E împărțit în două părți, comisionul. Și aș mai avea o remarcă după aia. Aș dori, văzând că este acest proiect, să mai adăugăm și POS-ul fizic. Asta ar fi logic. Eu cam asta o văd. Că POS-ul fizic, aici în teritorie, un POS fizic, dacă tot dăm drumul la un proiect de plată online, plată cu cardul bancar. În afară celor care sunt în diaspora, care ar putea plăti de afară taxele, și cei care vin la primărie să... Păi, e logic după cum zice card bancar. Acolo e proiect, eu, din ce am înțeles, am înțeles doar sistemul ghișeul.ro, ceva de genul. Exact. Toată acțiunea asta implică și POS în momentul în care OAT-ul face contract cu una din cărțile care ar fi mai profitabil. Ceea ce ar trebui să știm cu toții, dacă mare parte din costuri vor fi suportate din bugetul local, să știți că tot din plata contribuabililor va fi, nu mai decât. Exact. Așa că cei mulți îi vor ține în spate pe cei puțini. Că, sincer, avem experiențe, ne-am informat la celelalte UAT-uri, s-au mai implementat proiecte de genul ăsta, și se pare că nu se acoperă plata către comisioanele impuse de bani. Trebuie să fim sinceri și realiști că viitorul apropiat ăsta va fi și trebuie început de undeva. Din câte știm, dacă îmi dați voie, orice plată se face cu cardul, o suportă proprietarul partii. Nu și în cazul ghișeului.ro, acolo există opțiunea de... Eu lucrez cu ghișeul.ro de la înființat. Da. Spor la treabă în continuare. Mai degrabă ar fi indicat când se face discuția cu banca care o fi aia, să montez un bancomat. Ca să aibă omul din să scoate bani, să plătească cash, dacă nu se discurcă cu bancomatul. Și așa nu avem niciun bancomat aici. Asta e o altă discuție. A mai fost inițiative din genul ăsta și a ieșuat. Sigur, când o să ajungem să discutăm cu lumea din băncile mai profitabile, o să apară un contract, o să-l aducem, o să-l discutăm și împreună o să decidem. Da. Domnul Goraj, vreau să... Da, nu, eu vreau să explic pe înțelesul tuturor. Practic, plățile făcute pe ghișeu.ro, deci banii se duc în trezorerie, deci nu mai au legătură cu OAT-ul în sine, în fondul OAT-ului. OAT-ul suportă comisionul de virament din trezorerie către așa, deci, iar comisionul de plată suportă contribuabilul. Deci asta ar fi varianta cea mai
ok din punctul meu de vedere. Da. Cu o completare, dacă îmi permiteți, aceste comisioane nu sunt niște comisioane de speriat, să fim foarte realiști. Cu toții folosim. Nici sumele aferente plății comisioanelor. Nici sumele nu sunt mari și în mod direct, nici comisioanele aferente nu pot fi foarte, foarte mari. Dar sunt de un real ajutor majorității celor din diaspora, care sunt cu rudele noastre. Și care pot plăti în mod online, fără ca prezența dumneavoastră fizică să fie să se întâmple. Dacă e cineva care nu înțeles, sunt în la măsură. Cine suntem? Doamne, suntem pe urmă. Vreau să mă scutați, domnul Ocanu? Nu, i-am fost cu el. Cu abțelere. Nu, 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 de asta. A fost de acord. Nu, am întrebat, e datoria mea. M-am obținut că nu au fost suficient de fundamentat. Evident că sunt foarte multe necunoscuți și am votează cunoștință de cauze. Nu au reușit să mă convingă cei inițiatori proiectului. Am înțeles. Ăsta e motivul pentru care m-am obținut. Da. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției stații de încărcare pentru autoelectrice, cum la voi. Avem? Nu avem stații, urmează. Mașini. M-am interesat la înregistrări autonome. Se pare că avem două mașini hibride pe raza comun, în momentul actual. Dar viitorul ne va duce într-o zonă plăcătoare. Vreau să vă spun că am avut o discuție cu un consultant în domeniul pe mediu și se pare că apare o linie de finanțare. A apărut una, a fost, pare, numai pentru municipii, numai pentru municipii și județe mai mari, nu știu ce. O să apară și pentru comune. Domnul consultant mi-a sugerat să avem un pas înainte, că știți foarte bine, primul venit, primul servit. Așa s-a spus dintotdeauna, da? Nu știu dacă se mai respectă. Și am spus să inițiem acest proiect, să mă împuternicesc, după care să facem demersurile necesare pentru a apărea în solicitări pentru finanțare. Discuții? Doresc să dăm un plus acestui proiect prin faptul că grupul de consilieri care cu siguranță îl va susține. Este un proiect care vine în întâmpinarea realității imediate. Este un proiect prin care se încearcă crearea unei rețele naționale, cel puțin, stații de încărcare electrice pentru mașinile electrice, care se vor înmulți. Trebuie să conștientizăm cu toții lucrul acesta și dacă există, cum a spus și domnul primar, o linie de finanțare europeană pe care o putem folosi, eu ar zice să demarăm cât mai repede acest proiect. Consultantul cu care a discutat domnul primar, dacă este dispus să ne ajute să dăm drumul acestui cât mai bine, cât mai repede, este un proiect foarte bun. Cred că cu asentimentul colegilor mei în grupul USR vă susține. Vizat pentru răspundere, domnul viceprimar. El e cu câinii bagamă. Da, dacă tăiem câinii, se pare că pentru unii dintre noi apare ceva în derâzire, dar nu e. Chiar sunt. Motivat de faptul că între timp s-au legalizat cei de la poliția animalelor, nu aveau competențe necesare, nu știu, ei sunt înființați de mult timp în urmă, dar acum ne-au numit o amendă în acest sens. Vă primea. Da, și se pare că trebuie să respectăm și noi legislația și să ne punem
să ne punem în legalitate. Unde se va face? Tocmai aici trebuie să identificăm un spațiu și nu implică numai spațiu. Se pare că o să vrea să angajăm și angajat. Și... nu e atât de simplu. Dar... trebuie să începem de undeva. Primăria își permite o cheltuială de genul ăsta, că nu e ușor, cheltuială foarte mare. Exact asta am răspuns când... mâncare, alimentare, drogări și așa... Exact asta am răspuns când am vrut să am trimis de către Poliția Animalelor, că nu am avut bani alocați, nu ni s-au alocat bani în acest sens și... de urmare am făcut un premiu. Ca să-i prindu-i și acolo cine își primentea de mâncare? Oateu, cine vezi plătească? Haideți să vorbim pe rând. Deci chiar sunt și sus acolo, chiar și în deal la lac, mergeam, sunt vreo 3-4, care stau și chiar să dau la oameni. Chiar trebuie, nu, e așa cum spunea domnul, bani de la oameni. Sunt o persoane, domnul, un pic, dacă v-am ascultat și dumneavoastră, îmi permis și o să vorbesc un minut, două. Sunt persoane care, după cum ați văzut, merg cu bicicleta, am lucrat foarte. Urât să vezi că câțiva din câinii e foarte plăcut să mergi cu bicicleta, nu? E plăcut să mergi cu bicicleta, dar e urât să vezi cu bicicleta. Da, nu e... Da, sperăm că domnul viceprimar, ca și gospodar al bunii, a comunii cu Vocea, ca un bun gospodar, să va ocupa de câini, o să-și ia lasou, și de câini de javre și tot ce... Haideți să vorbim, dacă îmi permiteți un minut pe subiect, cunosc foarte bine problema câinilor comunitare. În fiecare seară ajung foarte târziu, mă întâlnesc cu zeci de câini de la intrare în sate și în toată comuna. Din punctul meu de vedere, un adăpost de câini la momentul de față implică niște costuri foarte mari. Avem exemplu municipiului Bacău, chiar săptămâna trecută, săptămâna trecută, unde acolo, dacă ați avut vreodată ocazia să mergeți, este un dezastru la ora actuală. Adică au ajuns patrupedele să mănânce între ele și așa mai departe. Deci e urgie. Da? Bun. Și este municipiu, are buget poate mult mai mare sau chiar alocat pentru problema asta. Mai există niște asociații, niște ONG-uri care sunt implicate în procesul respectiv. Deci mai vin niște bani și din exterior. Și tot este foarte dificil de a întreține acest padou. Pe de altă parte, prevenția mie mi s-ar părea mult mai interesantă. În sensul că dacă am reușit în colaborare cu medicul veterinar comunal, în colaborare cu, nu știu, cu un ONG, cunosc la Brașov, în Codlea, unde este cel mai mare centru, cel mai mare ONG al patrupedelor și care funcționează foarte bine. Deci, legat de sterilizarea acestor patrupede. Deci la asta mă refer, prin prevenție. Pentru că dacă reușim să sterilizăm cât mai multe animăluțe, vom reuși să stopăm înmulțirea lor. Nu am nimic împotriva acestui, deci din punctul meu de vedere, deci nu avem nimic, noi ca și grup, nu avem nimic împotriva acestui proiect, da? Dar, v-am spus, implică niște costuri destul de ridicate. Asta e, trebuie să ne asumăm. Imaginați-vă să întâmplă un accident. Vă dați, vă mergem față la o bicicletă de aia. Cam ce se întâmplă? La biciclete sunt copiii. Și copiii. Cam la biciclete din câinii aia care sunt la vilile alea, în marginea pădurii. Am eu nimic. Ia, bun vezi. Da, făceam o... Asta este altă, în afară de cei care se locat. E foarte mulți cu mașină, din care dă drumul. E sterilizat ăștia. Dar finanți, în continuu, în continuu. Da, am mai găsit, am mai identificat, am mai... Tu, da, ești acolo, mai pui un laț, mai... Da, anume aia. Poți oricum. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă vă ne aducem aminte, eu am mai ridicat acest subiect cel puțin de două ori în anterioarele ședințe de Consiliul Local. Din discuțiile cu cetățenii din toate satele comunei reiese clar că există o problemă cu câinii comunitari. Aceștia atacă copiii când merg cu bicicleta, când merg la școală. Trebuie să meargă întotdeauna părinții cu copiii să-i protejeze de acele animale care, din păcate, sunt aduse, cum au
Cârgeanu sublinea și colegii mei, sunt aduse în dese cazuri din alte localități și lăsate, ori pe la dumneavoastră, pe la în capătul satului acolo, ori la intrarea în Bijghir, ori la intrarea între Bucăcel și Coteni. Deci este clar o problemă care trebuie rezolvată. Într-adevăr, costurile nu sunt mici, dar nu putem decide nici soarta copiilor noștri, nici posibilitatea ca aceștia să fie răniți, nici soarta unor animale pe care cu toții le iubim. Eu am mai mulți câini și pisici și toate alea. Cred că suntem în asentiment pe subiectul ăsta. Într-adevăr, trebuie să ne asumăm și cheltuielile aferente pentru a intra în normalitate. Normalitatea înseamnă, în final, siguranță pentru copiii noștri, pentru noi, de ce nu? Că până la urmă, atâta timp cât acel sistem de supraveghere nu a fost încă implementat, nici măcar nu știm pe cine să dăm vina. Ar trebui ca domnul vice să meargă cu personalul din subordinea dumnealui și să verifice mașinile care vin, dacă au sau nu au câini sau nu, este foarte dificil. În cazul în care am avea acel sistem de supraveghere pe care cu toții l-am votat spre implementare, ar fi posibil să identificăm foarte clar și foarte rapid acei oameni care calcă legea, aduc o grămadă de câini în zona de la ieșire spre Parincea, sunt o grămadă, s-au întâmplat, noi și vecinii de acolo îi cunosc problema. Deci v-aș ruga pe toți colegii noștri de aici de la masă să acordăm o atenție maximă acestui proiect și rezolvării acestei probleme care se poate agrava. Nu știu cam cum am răspunde noi în fața cetățenilor dacă s-ar da un accident ca genul acelea pe care o cunoaștem cu toții de acum câțiva ani când a omorât un copil pe o haită de câini. Nu știu cum am reacționat atunci și cam ce mustrări de conștiință am putea avea. Așa că sunt pentru ca acest proiect să se implementeze cu orice cost. Da. Eu nu că la mișto, nu așa, chiar e unul din trei. Dar intenționez să-l pun la contracostul domnului vice. Mănâncă roșu, în practic. Serios. Serios. Ce mai mare? E vegetarian. Ce mai mare și mai frumos. E gata. Până la urmă. Domnul Eftimian, să vă răspund la una din întrebări pe care mi le-ați spus. Și este păcat, da, mi-a spus chiar mie, v-ați adresat la viceprimar, eu sunt deocamdată viceprimar, problema este în felul următor. Calitatea vicelui primar nu este aceea de a opri mașinile pe stradă. Doar poliția este cea care poate opri mașinile și să controleze. În calitate, ați văzut că v-am lăsat, chiar dacă m-ați civilizat. Luăm în derâdere această chestie, că vom face, ni se impune. Sunt niște condiții care trebuie să le respectăm cu strictețe. Dacă ați citit cu atenție, vedeți că sunt niște condiții de acceptat, dacă vrem să le acceptăm. Dar nu să începem să aducem jignit din asta, că eu, în calitate de viceprimar, să opresc mașinile, să controlez câini. Niciodată, domnul Eftim. La dumneavoastră, latru în fiecare zi și deranjează chiar cetățenii din zona aia. Veniți că vă arăt cetățeni care, într-adevăr, au venit cu plângeri. Uite, domnule, ce se întâmplă la domnul Eftim, îți place? Nu știu cine l-a vrut. Domnul Timotar, mi se pare o glumă, dar eu vă arăt concret. Ce-i păcat, să facem cu totuși cu totul altceva. Să ne informăm unii pe alții, dacă cumva vedem pe cineva care lasă pe... Nu eu sau primarul oprim de acum mașinile pe stradă să le controlăm. Îmi pare rău dacă gândiți așa, gândiți total greșit. Dacă aveți și dreptate, dați și da, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru dreptul la replică. Mi-a pronunțat numele și trebuie să-i răspund. Se observă clar, bănuiesc că toți de la masă de aici am observat că domnul viceprimar nu a înțeles nimic din ce am spus eu. Nu l-am atacat, nu am spus că trebuie să oprească pe post de polițist local mașinile, am zis că în lipsa acelui sistem de supraveghere ar trebui ca cineva să se ocupe, în speță domnul viceprimar. Ar trebui, nu că trebuie, deci e o diferență mare.
din punct de vedere etimologic, ca fiecare cuvânt îl luăm... Nu cățim de domnul Ieftimi, dar când a fost asistent și eu aveam gândit. Dacă am spus că sunt de acord, domnule vice, cu acest proiect și îl susțin... Haideți, ca să nu mai... Unde este... Am văzut și la domnul Golae. Tot știți de existența unui ONG care se ocupă de câine ăștia fără scăpuri. Poate vă faceți timp și veniți încă de la primărie să ne uitați... Spuneați de ceva de la zona Brașov. Da. ONG-ul ăsta. Spuneți, domnul Stăiasă, noastră. Eu aș avea o propunere. Haideți întâi să găsim locul unde s-ar putea face. Haideți să facem niște calcule, niște costuri, cât ar costa. Construcția în sine, acolo trebuie apă curentă, trebuie aia. Să facem un calcul cam cât ne-ar costa toată investiția asta cu oameni, cu mâncare, cu absolut tot, și să discutăm problema asta într-o altă ședință următoare. Știi că costă cât ai face una zi. Da, mai ceva. După cât știu eu, nu mai merge chestia, că să vedem cât ar fi intră. Trebuie să intră. Și trebuie să știți acum că zic vastru figure, sunt chiar bun și prin grăjit. Să citesc domnului Stoian. Păi adevărat, ce cum să te vinoți și zoată pe ala. Uitați ce spun cei care mi-au dat procesul verbal. Uitați aici. Deci este. Consiliul Local Buhoci, da? Nu zice primar, nu primărie. Consiliul Local Buhoci nu a amenajat în condițiile prevăzute de anexa numărul 1 din nou, 155 pe 2001, una de post public pentru câinii fără stăpân. Aspect ce rezultă din adresa la de Bucoci, deci ceea ce vă spunea domnul primar cu răspuns, că nu sunt bani. Și mai spune că, de asemenea, nu a ființat serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân și nu a încadrat în acest serviciu tehnician veterinar. Deci acest proiect de hotărâri vine înaintea unor viitoare proiecte de hotărâri și hotărâri care o să trebuia spunea să le aprobați, în sensul că trebuie să înființăm un serviciu cu un personal calificat. Deci toate trebuie să curgă. Da, sunt prevederi legale unde nu ne întreabă dacă vrem sau nu vrem. Stai, atunci dacă... Tu nu este strătul care e veterinarul satului. Ăsta nu e angajatul primăriei? Nu. E privat. Cum ești la este privat. E privat. Și atunci ce bate în poartă la oameni să injecteze câinii, să injecteze câinii, să... Nu te obligă. Informează. Nu te obligă. Care e normative venit? Au obligație. Sunt niște normative. O singură completare. Poate nu s-a înțeles. Doamna secretară a explicat foarte clar ce scrie acolo și pe înțelesul tuturor este scris acolo. Nu este vorba neapărat că este impus de sus. Nu este impus de sus deloc. Este o directivă prin care se cere intrarea în normalitate. Dar nu se cere necesară, doar ne trebuie. Exact. Și dacă este o prevedere de lege Constituția dumneavoastră, este clar. Legile nu se discută. Da. Ca să nu lungim prea mult, vă răsim să sunteți toți pentru... Propunem la vot. Cine este pentru? Mațin. Nu vreți să faci un plăță? Nu. Nu avem apușcarul, dacă îi trebuie. Deci câți abțineți? 3. Facem adăpost la când, dar noi nu avem apă. Da. Păi le dăm și apă, aici, ca să înțelegem toți, deci asta este primul pas, deci nu mâine simplu. Am dat un bani. Nu le abține. Da, da, e. Eu vreau. Domnul. Domnul, liniște, haideți să reluăm ședința în condiție așa, cine vă spune la cuvânt, dar despre că nu se discutăm fără ca să nu... A trebuit la parte. Că pe urmă nu mai are nici mai principiul. Pop, proiect de hotărâri privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei. După câte știți, asta o mai fost, mai este cu discuții. Nu, l-am reîntors la comisia de cultură de la nivelul Consiliului Județean, Institutului Prefectului. Am avut discuții cu specialiștii din zonă, am motivat propuneri de dumneavoastră și s-au schimbat denumirile. S-au schimbat cum a întrebat unde am fost. Da, da. A fost multă de acolo. E în anex aici, nu? Da. Sunt discuții? Nu. Dacă nu sunt discuții, să punem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la punctul foarte, punctul numărul 9, diverse. Vă știți cum ați la discuții, după cum v-ați înscris. Dăm cuvântul domnul Golae. Haideți să prezentăm un pic ce-i
Da, da, da. Haideți să dau la rectificare. Urmăm ordinea. Urmăm ordinea. Trebuie să pune să lăsăm rectificarea, la urmă, ca să oprească ședința. Subit. Rectificarea de buget constă în alocarea de sume pentru dotare mobilieră școală Buoci în urma solicitării școlii. După cum știți, grădinița din satul Bijghir a fost modernizată. În proiect nu am avut și dotări. Domnul director și cu cadrele didactice au făcut un necesar. A venit la noi cu o factură pro forma, cu sume exacte și ceea ce ține de dotări implică numai decât Consiliul Local. Nu putem lua din alte surse și așa de repede și în afară de atât trebuie să respectăm și, și legea și să, să fim cum, să putem începe anul școlar în condiții normale. În condiții. Ați avut proiecte frumoase, da? Adică să înțelegem că astea trebuie făcute până să începe școala. Dar le achiziționează dacă au vreo... Am verificat pe SEAP oferte. Se pare că, se pare că oferta, factura pro forma adusă se încadrează pe, pe ofertele cele mai mici. Erau bani pentru studii la Gans. Da, studii la Gans. Și aia a picat la Gans. Nu mai e. Nu, nu mai e. Sau... Nu mai e. Nu mai e de actualitate și de interes. S-a mai înfrânat puțin. Nu, nu s-au luat toți bani. A fost alocat o sumă mai consistentă pentru Gans. În ideea că să avem pe ce punem mâna rapid de finanțare. Vreau să vă spun că avem semnale încurajatoare la această dată. La nivel de ADI Gasiret s-a mai trimis clarificări în urma documentației depuse. Sper, sper să fie bine. Da, așa să că nu rămânem fără bănuți nici acolo, dar avem de unde. Și-a adus în discuție, supunem la vot. Cine este pentru? Da, la punctul diverse, primul punct era faptul că spre consultare pe site-ul instituției există documentația de planul banilor general al comunii. De urmă de zi. O să intrați pe site, este și o dată și o oră fixă când va fi dezbatere. 28, da? Nu mai știu exact. Am calculat termenile ca să treacă 30 de zile. Da, următoarele puncte. Țin de documentațiile consilierilor USR. Au depus 3 proiecte de hotărâre luna trecută, dintre care unul a fost impus pe ordinea de zi, așa cum știți. Unul dintre proiecte este respins și o să vă explic și de ce. Deci nu îndeplinește condițiile legale. Este vorba de... Domnii consilierii USR au avut o inițiativă de a achiziționa niște tarame comunitare și a le amplasa în, în Comuna Bucovina. Citind legea, ca să spun exact, trebuie să demarăm întâi un regulament de organizare și funcționare a vieților, care se îndeplinească niște condiții legale și apoi vom putea achiziționa și tarame care le propun în aia. Am discutat cu domnul Iftimie, i-am și dat adresa semnată, din alea semnat de mine și spun că o să-și regândească proiectul de hotărâre. Dumnealor au mai depus un al treilea proiect pe care am căzut de acord că o să-l retragă și îl vor împărți în două proiecte, ceea ce ține de Consiliul Local pentru modificarea regulamentului de organizare și funcționare, din ea nu pot să aibă inițiativă,
ce ține de aparat de specialitate al primarului, acolo e discutat că domnul primar hotărăște prin dispoziție sau dispune. Da? Bun, atât am avut. Da, doar de o frază scurtă. Primul proiect acela cu carabele comunitare l-am regândit împreună cu doamna secretar și vom edita un alt proiect de hotărâre care să includă un proiect, să fie format dintr-un proiect mai larg, care să includă și aceste carabele comunitare. Proiectul ar fi ceva de genul înființare târg comunal de animale. Acolo vom lucra și să vedem cum vom găsi cadrul legal împreună cu doamna secretar să dăm o conotație specifică respectării legilor în vigoare în funcție de locațiile pe care le găsim pentru a putea demara un astfel de proiect. Vom lucra împreună cu doamna secretar și vom veni în fața dumneavoastră în cel mai scurt timp cu acest proiect anulaș. E bine, înainte de toate, să aveți în vedere identificarea zonei pentru a putea continua. Se pare că n-a fost nici prima inițiativă a cuiva, s-a mai încercat și nu avem pe raza comunei un spațiu în care să încadreze pentru târg. Da, tocmai de asta am spus că vom lucra împreună cu doamna secretar pentru a găsi soluțiile optime pentru ca acest proiect să se implementeze. Referitor la proiectul celălalt, da, confirm cele spuse doamna secretar, am convenit de comun acord și în baza legislației în vigoare să despărțim acel proiect de inițiativă al grupului USR Buhoci și să-l facem exact cum a menționat și dumneavoastră, să facem dintr-unul două, dacă putem spune așa, respectând legislația în vigoare și plătind atenția cuvenită celor două instituții din cadrul primăriei Buhoci, și anume instituția primarului și aparatul de specialitate și instituția Consiliului Local. Vom lucra, vom reveni cu acel proiect, cu aceste două proiecte. Deci este retras, cum a spus doamna secretar, îl vom lucra. Mulțumesc frumos. Întrebarea mea era zona unde vor fi amplasate. Am luat în calcul mai multe zone, dar trebuie să vedem cadrul legal. Dacă ni se permite din punct de vedere legal sau din punct de vedere al proprietarului, al persoanei care a luat în arendă sau în locație de gestiune sau în valoare domnul consilier. Concesiune, așa? Și acum ce? Găsim o modalitate de a ne înțelege cu toții și de a oferi comunii un astfel de proiect și un astfel de program. Da. Altcineva dacă are discuție. Pentru ce s-a scris domnul Golaj, domnul Dobișteanu? Da, deci eu vreau să vă aduc la cunoștință, exact cum v-am menționat la începutul ședinței. Avem niște sesizări făcute din partea cetățenilor din satul Dospinești cu privire la operatorul Dinamic Vivi. Deci avem trei adrese, respectiv două către Guvernul României, una în a 10-a 2020, una în a 6-a 2021 și una în 8-a 2021. Respectiv, răspunsurile la adresele cetățenilor. Ultima mi se pare cea mai concludentă și aici vreau să vă aduc la cunoștință faptul că pentru constatările efectuate privind extragerea agregatului minerale fără a deține acte de reglementare din punct de vedere al gospodăriei apelor, aviz și autorizație, SECE Dinamic Vivi a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 75.000 de RON pentru nerespectarea prevederilor legii apelor. În urma neconformității constatate s-au stabilit următoarele măsuri obligatorii cu termen de realizare. 1. Va aduce terenul zona de exploatare în stare inițială. Termenul este 30.09.2021. Iar a doua prevedere se interzice extragerea agregatelor minerale din albile, malurile, lungile și terasele cursurilor de apă, canalelor, lacurilor, fără aviz autorizat de gospodărirea apelor, fără a deține acte de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor. Aviz și autorizație. Termenul acestui aliniat este permanent. Ce se întâmplă mai exact? La data de 10-a 8-a, Corpul de Control al Reprezentanței Administrației Bazinale Apă Siret și ai Sistemului de Gospodărire Apel s-au deplasat în teren pentru a verifica cele semnalate, prilejul care au întocmit un proces verbal constatând zona
pe care operatorul o exploata în suprafață de 1500 de metri pătrați, cu și cu adâncime medie de circa 1,5 metri. Reprezentantul sistemului de gospodărie a apelor a efectuat măsurătorile topografice pentru determinarea suprafeței și volumii extras de către Dynamic Vivi, SRL, fără a deține acte de reglementare din punct de vedere al gospodăriei apelor, implicit aviz și autorizații. În urma acestor măsurători, s-au sistat lucrările acolo. Problema este că, mă rog, s-au mutat în altă zonă. Problema este că terenul nu a fost din zonă, nu a fost adus la stare inițială și în continuare domnul operator escavează pe alte suprafețe. O întrebare la cuvânt. Către cine este adresată răspunsul? Către cine este adresată? Da. Către cetățenii cu bursatul Itoscuni. Și care a fost adresat? Și dumnealor, cetățenii țatului de spune, deci s-au adresat... Deci vă pot pune la dispoziție toate aceste adrese și toate răspunsurile ministrului. O chestie care n-am înțeles-o, escavările au avut loc pe terenul UAT cu voci? Nu, nu este, nu este specificat. Ia Siretul. Sunt apele române care noi nu avem competență. Da. Domnul Dobșteanu, după care domnul Ocanu. Luăm în ordinea. Și după aia... Aș dori să ne informați când încep branșările la apă. Că acum două ședințe în urmă, domnul Iustin a spus că maxim luna la august. Aș vrea să spun foarte... Mulți întreabă, știți cum e foarte tranșant. Avem, la momentul actual, depus la Consiliul Județean o reautorizare și ne țin de două luni de zile. Menționez Consiliul Județean, prin oamenii Consiliului Județean, prin pixul unor funcționari care întoarce documentație fără adrese oficiale și blochează această reautorizare. Îmi pare rău că trebuie să o spun. O spun cu durere în suflet. Mergem la Consiliul Județean zi de zi, urmărim. Am adus clarificări la ceea ce ni s-a solicitat, dar domnule Maradu, nu vor să lucreze, nu au colaborare instituțională între părți, în sensul că să trimită hârtii. Să avem și noi dovezi în acest sens, că într-un final o să ajungem undeva în justiție. Nu se poate. Atâta timp cât avem autorizații care implică partea lor, tot e ok. Oamenii lor primesc autorizații, tot noi ce suntem din alte zone, nu vreau să o dau voi, dar cred că să înțelegi. Suntem frânați. Deci, la momentul actual, nu avem un răspuns oficial pentru a continua cu lucrările de predare, primirea instalației, după care racordare. Da. Mai aveți, domnul Dobșteanu? Nu, poate ne explică domnul Vici că urmează. Stimați colegi de la USR, se pare de când ați venit dumneavoastră în rândurile Consiliul Local, doriți cu orice preț, repet, cu orice preț, să închideți și aceste două balastiere. Aceste două balastiere au peste 200 de angajați, stimați colegi de la USR. Cinci are ce? Domnul viceprimar, scuzați că nu v-am întrerupt. Vă rog, fiți civilizat, nu v-am întrerupt. Domnul, nu v-am întrerupt când ați discutat. V-am ascultat cu atenție. Doriți cu orice preț să închideți aceste două balastiere, care au peste 200 de salariați. Vreți să închideți drumul. Doriți cu orice preț ca să dați oamenii afară. De ce? Cu ce vă deranjează? Acești cetățeni de la Varga, de câte ori am apelat, domnule, vreau și eu o mașină de piatră. Vreau și eu, m-am ajutat. Probabil pe unii din dumneavoastră de la USR, pe unii dintre dumneavoastră de la USR, nu vă plac aceste două persoane și vreți neapărat cu orice preț să excludeți aceste două. Faceți tot posibil și faceți proiecte să aduceți investitori în comunalul Voci. Nu să le puneți piedică și la aceste două care le avem pe raza comunei Voci. Și care să respecte legea.
Au respectat legea. Vă mulțumesc, domnule. Dacă instituțiile statului spun că nu respectă legea, dumneavoastră spuneți că au respectat. Numai dumneavoastră de la USR. Nu mai dumneavoastră de la USR. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, foarte mult timp. Îmi permiteți, domnule președinte? Da, spuneți. Încă o dată trebuie să subliniez faptul că domnul viceprimar nu cunoaște nici legea, nici nu dorește să o respecte, ba mai mult de atât vrea să ne demonstreze că este oarecum părtaș la ce se întâmplă acolo, adică la nerespectarea legilor. Domnule viceprimar, ați spus și acum două minute că vă duceți la domnul Varga și cereți una sau alta. În baza a ce, domnule viceprimar? Aici plătiți dumneavoastră din buzunarul personal, cumva, da, sau explicați-ne că n-am înțeles. Domnule primar, vă rog să vă lăsați să termin. Dacă îmi dați voie, vă las să termin, dar vreau să vin cu o completare la cele spuse de domnul viceprimar. La momentul actual, în calitate de președinte al situația de urgență pe raza Comunei Boci, vă informez că avem contracte de colaborare pe situații de urgență cu toți agenții economici. Și în cazul în care avem o situație de urgență, suntem obligați să solicităm servicii. Și să spună domnul viceprimar și nu s-a exprimat corect. Dumneavoastră o duceți în altă zonă. Nu, nu e corect. Deci m-am făcut înțeles? Am înțeles, domnule primar, dar trebuie să punem bază, nu pe faptul că USR, în mod strunchiat, exprimă domnul viceprimar, sau eu aș numi-o direct, o minciună, pentru că ceea ce exprimă dumneavoastră este corect. Nu, lăsați-mă să termin dacă doriți să terminăm, pentru că nu este corect. Dumnealui aduce acuze la adresa colegilor mei din USR, nefondate. Da. Noi nu vrem să închidem nicio balastieră. Vrem ca acele balastiere să respecte legea. În acele balastiere, domnule viceprimar, nu lucrează sute de oameni. Lucrează 5 oameni din Comuna Buhoci. Atât, mari și lați. Nu vă mai bateți joc. Angajați are de total. Nu este... Nu contează câți angajați are atâta timp când nu respectă legea. Să respecte legea. Documentul editat, domnule viceprimar, nu v-am întrebat. Documentul pe care colegul meu de la adus la cunoștință este răspunsul unei instituții care interzice escavarea. Pentru că acea companie, eu n-am dat numele unuia sau altuia, acea companie încalcă legislația și anume escavează fără a avea nicio autorizație. De unde? Au închis... De unde? De unde să ia autorizație? De unde să o ia? De la Apele Române. Păi și dacă nu o are. Dar de ce vă adresați UAT-ului? Da. De ce? Pentru că nu cunoașteți legea, domnule. Care legea? Despre care legea vă facultate? Demonstrați că sunteți infantili. Mergeți acolo la Odobișteanu. Aveți o problemă aici. Sunt un parcuri să vă lasați. Vreau să termin. În consecință, nu acceptăm nicio dezinformare din partea nimănui din acest Consiliu Local. Dacă dumnealui are argumente, să le pune pe masă aici. Deci, subliniez pentru toată lumea să știe că au mai fost dezinformări de acest mod în comună. USR nu vrea să închidă nicio balastieră. USR nu vrea să dea afară niciun om angajat la acele balastiere. Nu are puterea și nici spectru legal care să susțină un astfel de demers, încurajăm investitorii, dar încurajăm pe cei care respectă legea și care aduc și își plătesc și taxele locale. Acei investitori pe care îi susține domnul vice sunt oameni care, dacă îmi confirmă aparatul de specialitate, nu și-au plătit taxele și impozitele locale de foarte mulți ani și sume foarte mari. Deci acei investitori strategici cu ghilimele de rigoare pentru care face paravan domnul viceprimar, trag în jos întreaga comunitate și bugetul local. Despre asta vorbim, domnule vice. Da. Mulțumesc. Domnul Stăran, spuneți. Vreau doar o întrebare pentru domnul vice. Da, tot spune grupul USR că au făcut progres. Faceți de serviciu. Eu vreau să vă întreb, domnul vice. Faceți de serviciu. Știți cumva vreun consilier, o persoană din USR aici prezent care a făcut plânge și reclamați că nu? Corect. Răspunde, domnul vice. Deci în momentul când m-a implicat pe mine în grupul USR că a făcut plânge pentru chiderea balastrierilor, o reacție de puțin, că n-am făcut niciun demers în modul ăsta.
Omul are balasera, nu are angajați care trebuie să ne dea salarii și pe timp de vară și pe timp de vară, de iarnă. E problema lui, problema apelor românii, cum rezolvă problema șartele cu una cu alta, dar nu mai acuzați domnul. Da, dar nu s-a înțeles, a adus la prăștință și a deranjat cu ceva. Eu n-am avut nicio plângere, nicio secundă. Deci, tot am ascultat, am ascultat schimbul de direcții, acide dintr-o parte și din alta. Iar nu înțeleg care este rostul acestui demers care l-au făcut niște cetățeni din Comuna Bolilor, l-au prezentat Consiliul Local cu Consiliul. Pentru că adresa respectivă jidează niște instituțiile statului peste puterile Consiliului Local Vodici. Deci peste puterile Consiliului Local Vodici. Malul stâng și malul drept al râului Siret este sub patronajul Direcției Apelor României. Probabil. Inclusiv răspunsul, din punctul meu de vedere, răspunsul este un răspuns făcut un pic cam într-o glumă, făcut de către acel funcționar sau cine a făcut parapa pe răspunsul respectiv. Deci Consiliul Local Bucoci nu are nicio competență și nicio putere. Răspunsul nu este către cetățeni. Eu doar am vrut să aduc la cunoștință. Nu dumneavoastră rostul pentru care aproape stăm de 20 de minute, 25 de minute pe acest subiect. Eu vreau să vă prezint acum de unde s-a ajuns la această rezoluție. Nu am înțeles. Nu. Pentru că sunt alte două sesizări în care operatorul exploata terenuri arabile private. Deci de aici s-a plecat până am ajuns la apele romane. Păi și cine să protejeze pe acești privați, domnule? Nu, ce să facem noi ca Consiliu? Să luați la cunoștință și să acceptați că acolo există o problemă de legalitate și să încercăm să o remediem atât cât ne permite spectrul legal în care noi putem acționa. Asta spun eu. Dar proprietățile alea au fost vândute la Barca Informare. Barca Informare și pentru că, în cazul în care astfel de probleme create cu legea. Domnilor, nu mă privăde, este o problemă care ne depășește ca și cum. Acei operatori când zboară deasupra comunei cu voci sau o traversează. Haideți că am deviat. Haideți să vedem. Să rămânem o întrebare simplă de înțeles. De ce instituția statului, care are anumite competențe, nu a luat direct anumite măsuri față de către operatorul? Mi-a luat măsura de asista. De asista escavarea. Dumneavoastră, operatorul a făcut escavarea în acea zonă și s-a mutat în altă. Ce treabă are Consiliul Local? Păi, Consiliul Local. Domnul Consiliul Local este cel care trebuie să aibă grijă de binele comunei. Dacă toți bineștenii sunt nemulțumiți, ce să facem? Să-i lăsăm pe mâna eu propun Consiliul Local Bucoci. Sunt puternicim pe cei trei consilieri USR, noi Consiliul, sunt puternicim să rezolve această chestiune. Că-i Consiliul. Da. Dar nu Consiliul rezolvă această problemă cu majoritatea, domnule. Noi Consiliul. Eu propun să rezolvați voi această problemă. Ați citit în cărțile de joc așa ceva? Da. Acest articol, Deci ca să fie treaba foarte clară, e foarte simplu de înțeles. Dacă o firmă, indiferent cum se numește,
escavează din Albia Minoră, Albia Manoșă, apele României. Ei sunt cei care trebuie să vină să vede vicinare, deci o implicare primăria. Dacă escavează de pe terenurile private, privatul trebuie să facă plângere. Da, normal, corect. Către primării, către poliție, că nu are nicio legătură cu consiliul. Dar explicați-le, domnule, știți, domnule, știți, domnule, știți, domnule, știți, domnule, văd că ați declarat. Poți să fac un desen pentru domnul, nu ați înțeles nimic. Un desen așa, nu ați înțeles.